V-aș ruga să ne spuneți acum dacă, din momentul în care ați pășit în această instituție și până acum, ați simțit sincope în ceea ce privește implementarea programului de guvernare pe care l-ați avut în vedere când ați preluat mandatul de ministru. Nu am simțit sincope și, din nou, ăsta este un plus al acestui minister, cred eu, față de, aș îndrăzi să spun, cu toate scuzele față de ceilalți colegi miniștri, aș putea spune chiar în comparație cu alte ministere. Acest minister știe foarte bine ce trebuie să facă, odată ce direcția este foarte clară și obiectivele sunt foarte clar trasate. Eu am venit cu câteva priorități foarte clare pe care le-am anunțat din prima zi și deja am văzut rezultate concrete pe fiecare din aceste obiective, motiv pentru care sunt mulțumit de felul în care am reușit împreună cu colegii din structura de comandă a Ministerului și cu structurile responsabile să ne ocupăm de aceste priorități. Aș începe în primul rând cu pregătirea alegerilor, pentru că din punctul meu de vedere este cel mai important lucru pe care, cel puțin la acest moment, Ministerul de Interne trebuie să-l facă. Și aici am venit de la bun început cu intenția de a identifica, în primul rând, ultimele zone, dacă aș mai putea să spun așa, de posibile suspiciuni sau de fraudare a alegerilor și să le eliminăm. Sunt măsurile pe care le-am anunțat, le-am discutat deja de multe ori în spațiul public, referitoare la perioada de după încheierea procedurilor de votare, după ce alegătorii părăsesc secția de vot, pentru a ne asigura că ceea ce se întâmplă după este la fel de transparent, la fel de etic, la fel de corect, cum sunt și celelalte faze ale procesului electoral, astfel încât cetățenii, în primul rând, să nu se simtă trădați în votul pe care îl dau și, la fel de important, participanții la procesul electoral, partidele politice, candidații independenți care participă, să aibă încredere că, din punct de vedere organizatoric, nu se întâmplă nimic care să le diminueze în mod nedrept șansele de a își valorifica votul, așteptările politice pe care le au. Aici am avut susținerea, aș zice eu, totală a colegilor a Ministerului, dar și sprijinul celorlalte autorități, ceea ce spuneam la început. Ministerul nu lucrează singur pe aceste priorități și aici am avut o cooperare foarte bună cu AEP-ul, cu STS-ul, în așa fel încât la acest moment să avem aceste proceduri foarte clar definite și să fie totul pregătit pentru implementarea lor în ziua alegerilor. Restul pregătirilor la nivel logistic, calendarul electoral e foarte clar, suntem bine ancorați în el. Prefecturile știu foarte bine ce au de făcut. Avem un sistem de monitorizare constantă a evoluțiilor și progresului pe fiecare măsură în parte, astfel încât sunt încrezător că vom ajunge la data de 11 decembrie pregătiți pe toate palierele. A doua prioritate pe care mi-am anunțat-o a fost aceea de reformă a DP. Și nu a fost o prioritate cu care am venit, pentru că mi s-a părut mie că din toate structurile Ministerului doar ea trebuie reformată, ci pentru că se întâmplaseră suficient de multe lucruri în acea structură care să justifice o intervenție fundamentală în așezarea ei, în competențele pe care le are, în modul în care lucrează și în statutul celor care fac parte din această structură. Ceea ce am vrut să fac în această reformă este să am o radiografie cât mai clară la nivelul Ministerului a nevoilor și a așteptărilor celorlalte structuri minister față de această instituție, pentru că o schimbare
fundamentală pe care eu am vrut să o aduc acestei structuri a fost aceea de a o reorienta către clienții principali care ar trebui, pe care ar trebui să-i aibă, și anume celelalte, în primul rând personalul Ministerului și celelalte structuri, tocmai pentru că o structură de informații trebuie să fie acolo să susțină informativ celelalte misiuni ale Ministerului și să participe cu partea de protecție, cu partea de protecție a integrității personalului, să participe în mod direct la gestiunea corectă, coerentă a resurselor umane de către fiecare șef de instituție. Nu în ultimul rând, ceea ce așteptam de la această reformă este de a regândi interacțiunea dintre această structură și o altă structură foarte importantă a Ministerului, și anume Direcția Generală Anticorupție, tocmai pentru a permite DGA-ului să beneficieze de rezultatele muncii de protecție internă, muncii informative pe care noua structură, noul DGPI îl va face, și a valorifica cât mai bine aceste informații în dosarele pe care le pregătesc, pe care lucrează împreună cu DNA-ul. Ceea ce eu mă aștept să văd acum și voi depune toate eforturile pentru a realiza acest lucru este să reconectez această structură la ceilalți parteneri din comunitatea de informații la nivel național, dar și față de structurile parchetului, în principal DNA-ul, tocmai pentru a ne asigura că există din nou acea punte operațională care să permită fiecăruia să-și facă treaba așa cum ne așteptăm cu toții. Am mai menționat la început și alte priorități, să spun, de ordin operațional. Mi-am dorit să văd o acțiune mult mai robustă, mai coerentă, mai integrată pe zona de criminalitate în domeniul silvic. Și sunt mulțumit că, uitându-mă la rezultatele din primele două luni ale acestor acțiuni integrate, se vede foarte clar că am reușit să dăm un semnal puternic că această zonă de criminalitate nu mai este tolerată. Și cifrele vorbesc de la sine, cred eu. Motiv pentru care am decis să permanentizez cumva acest mod de intervenție, sau cel puțin am dat instrucțiuni de a continua acest mod de intervenție și dincolo de finalul lunii octombrie, mai ales că e cunoscut că în perioada de iarnă acțiunile infracționale se înmulțesc, profitând de schimbările de morfologie la nivelul pădurilor. Așa încât e, cred eu, foarte important să continuăm să fim vigilenți și în această perioadă de iarnă. Un ultim aspect foarte important a fost validarea conceptelor de intervenție în situații de urgență. Am anunțat de la bun început că voi organiza în acest mandat un exercițiu major. L-am organizat. Nu exclud chiar să mai gândim un alt exercițiu într-o perioadă relativ scurtă, tocmai pentru că, cel puțin din primele impresii de după exercițiu, mai sunt încă zone în care mai trebuie să mai aprofundăm modul în care am gândit conceptul și în care suntem pregătiți. Aștept să văd raportul final, să văd și recomandările și propunerile de măsuri pe care le-am cerut. Tocmai pentru că, din nou, e bine să nu fim autosuficienți, e bine să fim cât mai critici față de modul în care suntem pregătiți, știut fiind că nici cea mai bine pregătită structură din lume nu poate spune întotdeauna cu mâna pe inimă că e gata să facă față oricărei situații de urgență, oricărui tip de dezastru. Prin definiție, o situație de acest gen te ia pe nepregătite. Tocmai de aceea nu poți fi pregătit decât dacă exersezi cât mai mult. Sunt și alte elemente de care ai nevoie, la nivel legislativ, la nivel de proceduri, la nivel de dotări, dar în esență, chiar și cu dotările pe care le ai, faci mult mai bine față în astfel de situații dacă
treci în mod repetat prin exersarea procedurilor, prin exersarea modului de comandă, a tipului de interacțiune pe care trebuie să-l ai cu alte structuri, pentru că prin definiție în astfel de momente nu e o singură structură care trebuie să intervină, atunci ar fi mai simplu, ar exista acea coeziune de intervenție la nivelul personalului. Trebuie să interacționezi cu cei de la ambulanță, care sunt poate sub o altă comandă, sub o altă autoritate, trebuie să interacționezi cu forțele armate câteodată, sau cu oricare alte autorități, de multe ori cu autoritățile locale. Și genul acesta de interacțiuni pe care teoretic le scrii într-un protocol, e foarte limpede pe hârtie ce trebuie să faci. În astfel de situații, de obicei, descoperi sincopele și vezi unde, practic, mai ai de lucru. De aceea spun toate astea tocmai pentru a argumenta faptul că eu cred în astfel de exerciții. Nu mă aștept ca ele să fie un succes. Din nou, prin definiție, ele nu trebuie să fie un succes, pentru că ele sunt făcute să-ți arate unde nu ești pregătit și unde trebuie să mai faci câte ceva. De aceea nu exclud ca într-un timp relativ scurt să mai facem un astfel de exercițiu. Din cele 4 priorități pe care vi le-ați propus, domnule ministru, și mă refer aici la alegeri, corectitudinea desfășurării procesului electoral, apoi reforma din DGIPI, după care starea de fapt din ISU și apoi acel punct care zic eu că a venit exact acolo unde cetățeanul era foarte supărat, ceea ce se întâmplă în silvicultură. Din toate aceste 4 priorități pe care le-ați avut, ați întâlnit în Ministerul Afacerilor Interne încă o problemă și ați mărturisit dumneavoastră că nu știați că problema aceasta lipsei de personal este chiar atât de gravă. Se auzea constant în spațiul public că există un deficit de personal la nivelul Ministerului de Interne, dar nu a fost o prioritate cu care eu să vin atunci când am preluat acest mandat. Dar deja din primele zile mi-am dat seama că e o chestiune pe care nu pot să o ignor, pentru că nu e o chestiune doar de a acoperi acel deficit. Ceea ce m-a preocupat pe mine de la bun început este să găsim o modalitate prin care să acoperim acel deficit altfel decât în mod artificial. Să spun, să iau o hârtie, să spun cât am prevăzut atâtea cadre, sunt undeva aici la 80%, deci mă duc la Ministerul Finanțelor și spun, dăm bani pentru încă 20% pentru a recruta. Nu asta este ideea. Deci eu cred că e nevoie să gândim la nivelul acestui minister, tocmai pentru că este un minister atât de complex ca și organizare. În primul rând numeric, este un minister uriaș, are 130.000 de oameni. Dar și datorită misiunilor foarte dificile și complexe și a tipului de vocație pe care un om trebuie să-l aibă pentru a lucra în Ministerul de Interne. Deci nu e un minister în care vii pentru că ai absolvit o facultate sau ai absolvit un liceu sau ai anumite cunoștințe teoretice sau tehnice. Vii să lucrezi în Ministerul de Interne pentru că trebuie să-ți dorești să faci acest lucru. Trebuie să ai acea motivație de a ajuta pe cel de lângă tine, de a te sacrifica atunci când ajuți pe cel de lângă tine, pentru că sunt situații în care se poate regăsi aproape orice angajat al Ministerului Interne, în care e necesar să facă un sacrificiu personal pentru a-și îndeplini misiunea. Dau un singur exemplu, acel jandarm care cu mâinile goale a oprit acel bărbat cu pistol care a tras 9 gloanțe, putea să-l coste viața pe acest jandarm și totuși a făcut-o fără să ezite. Deci e acest gen de vocație pe care cineva trebuie să o aibă pentru a-și dori să lucreze în Ministerul de Interne. Deci acestea sunt realități dincolo de chestiunea numerică. Sunt anumite realități pe care cred eu că trebuie să le preluăm într-o nouă concepție de resurse umane a acestui minister. Motiv pentru care de la bun început, din primele săptămâni, am avut o discuție foarte bună și cu reprezentanții sindicatelor și cu celelalte structuri din minister și am hotărât să constituim un mic grup de lucru la nivelul ministerului
care să înceapă elaborarea unei astfel de concepții de resurse umane, o concepție multianuală, pe un termen mediu pe care l-am fixat ca primă țintă 2021, concepție care să preia, pe de o parte, aceste realități, și realitățile sunt mult mai complexe, vorbeam de pensionări, vorbeam de deficit, vorbeam de modul în care acest deficit a fost acoperit în ultima perioadă prin recrutări externe, ceea ce aduce în sistem oameni care nu au pregătirea celorlalți care au trecut prin instituțiile de școlarizare ale Ministerului. Deci sunt enorm de multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când gândim o astfel de politică integrată de resurse umane. Deci, pe de o parte să preluăm aceste realități, pe de altă parte să preluăm nevoile operaționale ale Ministerului, un lucru care, la fel, nu cred că a fost făcut de foarte multe ori, și anume de a te uita la politica ta de resurse umane din prisma necesităților și a evoluției nevoilor operaționale pe care le ai, ca minister. Nu în ultimul rând, am vrut să încercăm o modernizare a conceptelor de gestiune a resurselor umane, pornind de la modul de recrutare, de evaluare, de intrare în sistem, de mobilitate în sistem, un lucru foarte important, în așa fel încât să avem o politică care să servească ministerului în felul în care își planifică resursele, să servească ministerului și atunci când merge către Ministerul Finanțelor, an de an, să își obține planificarea bugetară, dar să ne permită și o gândire nouă în ceea ce privește necesarul de școlarizare în instituțiile Ministerului pe următorii 5 ani. Deci, toate aceste lucruri am vrut să le adunăm în acest nou concept de gestiune și de dezvoltare a resurse umane la nivelul Ministerului și la finalul mandatului să las acest concept moștenire succesorului meu, tocmai pentru că eu cred că e un element esențial de care orice viitor ministru de interne va avea nevoie pentru a putea poziționa ministerul așa cum ar trebui față de misiunile pe care le va avea în viitor. Dumneavoastră, din perspectiva pe care o aveți acum, ați vedea o administrație publică în această instituție, în Ministerul Afacerilor Interne? Eu privesc administrația din perspectiva funcției publice. Și atunci, când vorbim de gestiunea administrației, ajungem mai degrabă de gestiunea funcției publice și atunci, ca un efect secundar, să spun, se atinge și reforma administrației. Motiv pentru care eu nu aș aduce funcția publică și gestiunea ei în Ministerul de Interne. Ministerul de Interne, din punctul meu de vedere, are și așa destule de făcut. E un minister deja complex prin misiunile pe care le are și e un minister care e bine să rămână centrat pe ceea ce face, siguranța publică, ordinea publică, gestiunea frontierelor, ceea ce se numește tradițional ca fiind misiune de forță ale statului. De aceea, a combina aceste misiuni ale Ministerului cu gestiunea funcției publice în stat nu mi se pare a fi o rețetă bună. Din punctul meu de vedere, gestiunea funcției publice ar trebui să fie ridicată cât mai sus la nivelul guvernului și cât mai aproape de centrul guvernului, tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, este atât de centrală pentru modul în care statul funcționează. Iar o reformă a funcției publice trebuie să fie gestionată, trebuie să fie girată de la un nivel care e undeva cât mai sus, aproape de centrul guvernului. Dacă mă întrebați pe mine, dincolo de așezarea acestui guvern, eu mi-aș pune chiar și o întrebare foarte serioasă asupra coordonării activității prefecților și dacă ea ar trebui să mai fie făcută din acest minister sau nu. Tocmai pentru că și instituția prefectului, mandatul pe care un prefect îl are în teritoriu, ține mai mult de coerența cu politica guvernamentală în ansamblul ei decât cu misiunea Ministerului de Interne. Deci, într-o așezare viitoare, dacă cineva m-ar întreba pe mine, eu aș muta și coordonarea prefecților din Ministerul de Interne tot către centrul guvernului,
pentru că misiunea de a asigura coerență în implementarea unei politici guvernamentale de acolo vine, de la centrul guvernului. Iar un prefect este reprezentantul guvernului în teritoriu și tocmai de aceea legătura trebuie să fie directă la acel nivel. Deci, eu aș vedea un minister de interne care se ocupă de afacerile interne și atât. Domnule ministru, sunteți o persoană tânără și îmi permit ca la sfârșitul acestui interviu să vă adresez o întrebare care să ne descrețească un pic funcțiile. Și v-aș întreba dacă știți vreun banc cu polițiști. Nu sunt foarte bun în a spune bancuri, eram când eram mai tânăr. Sunt enorm de multe bancuri cu polițiști, mă întrebați acum, nu cred că îmi vine vreunul în credeți că ele sunt adevărate? Știți cum e, în spatele oricărei legende există și un sâmbure de adevăr, în spatele multor bancuri există poate un adevăr istoric și eu cred că foarte multe din bancurile cu polițiști sunt legate mai mult de un adevăr istoric al modului în care societatea percepea miliția și milițianul pe vremuri. De altfel, era și perioada cea mai efervescentă în ceea ce privește circulația bancurilor. Și cred că de atunci, de după Revoluție, am auzit mult mai puține bancuri decât auzeam înainte. Deci cred eu că e mai mult o inerție care s-a păstrat în percepție. Eu aș vrea să cred că percepția cetățeanului față de polițist, față de jandarm, față de lucrătorul Ministerului de Interne a evoluat destul de mult în ultima perioadă și de altfel chiar m-am bucurat să văd într-unul din sondajele recente, am și spus-o multor colegi în discuțiile pe care le-am avut cu ei, m-am bucurat să văd alături de jandarmerie care constant apare în sondaje ca beneficient de o încredere mare din partea populației, să văd că și poliția a început să apară în aceste ierarhii pe un loc destul de bun, cu un procent mare de peste 60% de încredere. Asta nu înseamnă că trebuie să fim mulțumiți și trebuie să ne oprim acolo. Cred eu că mai e mult de făcut pentru a ajunge într-adevăr la punctul în care cetățeanul să se simtă satisfăcut pe deplin de felul în care polițistul îi răspunde așteptărilor, dar cred eu că suntem pe drumul cel bun.